Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana Uzaca. Astăzi vreau să vă arăt niște oblojuturi foarte interesante pentru picioare, pentru persoanele care au într-adevăr probleme cu picioarele, oblojuturi din busuioc, salvie, cimbru, coș de usturoi, cafea, mere de albini, încă este fierbinte, dar este foarte bine pentru persoanele care au dureri de picioare. Da, într-adevăr, dacă noi vedem aici, la picioare este o artroză puternică, se vede foarte bine, persoana are peste 80 de ani, dar acest elixir sau aceste oblojuturi cu siguranță îi ajută, are și muștar. Vreau să vă arăt absolut cum am făcut aceste oblojuturi, să fac de 14-15 ori. Cu siguranță îți liniștești, îți avilești durerile de picioare, adică nu le simți atât de profund de cum le are persoana. Numai decât trebuie să stai cu ambele picioare. Așa. În felul următor, stai 40 de minute cu ele. În apșoara asta caldă este foarte bun pentru persoane care într-adevăr au suferi sau de dureri de articulații sau de picioare umflate. Așa. Are cafea, este un cafeniu mai închis, fiindcă ea are cafea. Cafeaua este bună și e la artrit reumatic sau la picioare bolnave sau picioare umflate. Acest elixir este foarte bun și îți liniștește durerile de picioare. Hai să vă arăt mai departe. Și am pus în trânsă, acum am făcut, se face foarte repede, nu se mișcă. Oblojuturi pentru picioare. Dragii mei prieteni, eu am aici patlagina, renumita mea, foarte bună, acum este ea bună, că ea este înflorită, la mai și pe tutunel, tutunel, salut, eu te zic cât e de frumos, da? Așa, am aici patlagina mea, aici am salvii din grădină, vă arăt imediat, așa, aici am iarbă grasă, pătrunjel, uitați cât de mult pătrunjel am eu anul acesta, am pieri, așa, am rupt patlagina mea, eu am udat-o ca ea să crească, dar aici am salvia, da, frunzele de salvie, așa, ea deja se trece, așa, cu floarea ei, a fost înflorită. Eu o las pe la anul ca ea să-mi dăi, iarna să o învelesc ca să nu fie înghețuri mari ca ea să dispară. Deci eu am să o învelesc într-o copeliculă ca să stăi toată iarna. Așa, deci așa, două rămurele de salvie. Dar aici am rozmarinul. Ia uitați, acel condiment care noi punem la pești și la carne, dar el este pentru dureri de oase și pentru bolile de piele. Mai am aici busuiocul, așa deja este înflorit. Acesta este cimbru, este înflorit și el, îmi rup o rămurică de cimbru, tot în grădină crește la mine. Așa, aici am roșii, ia uitați-vă și roșii nante, foarte frumoase, nante, nante, deci am, cred că sunt peste 2 metri mașcate. Așa, deci toate plantele mele eu ne le pun într-o caldare, așa și turn apă fierbinte peste ele. Peste plantele mele adaug o lingură de sare, două linguri de bicarbonat de sodiu, două linguri cu vârf, așa, două linguri de mere de albini, să știți că merea de albini liniștește foarte bine durerea de picioare, foarte bine. Chiar dacă ai tu și unghiile bolnave, chiar dacă ai și tu și călcâiile bolnave, chiar dacă ai artrită sau probleme cu articulații, merea este foarte bună. O lingură de muștar praf, la mine este muștar praf, el se vinde chiar și în piețe, chiar și în farmacii, peste tot loc. Cineva m-a întrebat pe canalul meu de YouTube, Zidana, mai este muștar praf, da, el mai este, se vinde așa în 200 de grame de muștar praf.
o lingură de cafea, cafea solubil, care noi bem, fiindcă cafeaua este foarte bun pentru articulații, dar și pentru piele. Deci nemaipomenită de bun. Și ce mai am eu aici? Un medicament natural, care eu îl strâng absolut pe tot. Corj de la usturoi sau căciuliți de la usturoi. Să știți că el este un medicament tare bun, are antibiotic natural și este absolut pentru dureri de genunchi, pentru piele, articulații, pentru căderea părului, dar usturoi, corjile de usturoi mai este și pentru ficat, pentru infecții în organism. Eu niciodată nu le arunc, eu întotdeauna le strâng într-un pachet și torna apă fierbinte peste acest minunat. Deci, hai să zicem, elixir pentru dureri de picioare. Apă fierbinte. Așa, în felul următor. Ca să pun apă, undeva 4-5 litri, ca să pot sta cu picioarele aici. Așa, apesăm foarte bine. De la muștar și de la cafea iese spumă. Așa, dacă este nevoie, mai tăiem cu foarficile. Mai punem apă fierbinte, deja miroase bine, fiindcă cimbru, într-adevăr, este puternic pentru boli de picioare și articulații, mai ales că acum este vară și noi avem atâtea plante folositoare în grădina noastră. Mai turnăm apă fierbinte, așa, foarte bun, credeți-mă că acest tratament pentru picioare, deci este perfect. Și stau cu picioarele aici. Poți să o folosești de 2-3 ori. Foarte bun. Eu mai am astfel de tratamente sau de, hai să zicem așa, oblojituri, să mai spune la noi. Cu hrean, cu urzică. Dar acesta este unul din cele mai bune dacă faci măcar de 15-14 ori pentru picioarele tale. Așa. Deci, și oblojiturile mele pentru picioare sunt gata, dragii mei prieteni. Eu astăzi am făcut la o persoană bătrână, în vârsta a treia, această oblojituri sunt mai ales pentru persoane care au foarte mari dureri de picioare. Vârsta a doua, a treia, a patra sau a cincea. Cu mult drag a fost prietena voastră Zidane, aveți grijă de voi, sănătate, numai bine. Aveți grijă sănătatea voastră, aveți grijă ca strângeți cât mai multe plante naturale de pe câmp, dealuri, mași, păduri și că ele sunt foarte mult cu folosință.